este, n-am telefonul aici la mine, dar este 11 și 35 de minute aproximativ. Aoleu, este 11.43, mi-a arătat Radu. Vă arătăm view-ul pe care l-avem noi de pe balconelul nostru frumos. Noi ne-am trezit, am meditat, ne-am spălat, ne-am machiat, ne-am dușat, ne-am făcut toate alea. Am rezolvat tot ce avem de rezolvat. Acum fugim aici peste rusele chiar din jurul nostru să pozăm outfit-ul ăsta pe care l-am avut aseară pe mine, că ieri n-am mai apucat să-l pozăm. Mergem să facem asta, ne întoarcem la cameră, eu mă schimb și plecăm în drumul nostru să ne începem ziua, că avem un program încărcat și azi e ultima zi. Ne-am schimbat outfit-ul. Asta este outfit caracteristic London, zic eu. Adică nu neapărat că se îmbracă cineva efectiv în Londra, așa, sau se îmbracă, nu știu. Dar asta de fapt, asta transparent, așa de ploaie, mi s-a părut foarte cute. Am niște bluși pe mine, un maieu, în rest totul este simplu. Doamna cu florile, vezi că azi din nou aici, dar el le-a luat pe toate aseară, că nu mai erau. Corect. Doamna cu florile, acum mergem la metro. Să luăm metroul spre Feribot. Să mergem să le dăm, că ieri când am luat bilete la autobuz, am primit și bilete la feribot, adică am plătit și feribotul și până la 2:46, ceva de genul, avem biletele încă valabile și cred că luăm și busul, dar apucăm de toate facem. Sunt fericită că am făcut poze frumoase înainte, am făcut și toate videoclipurile de la Candy World-ul ăsta, am filmat toate dulciurile pe care le-am găsit. Trebuie să mai venim de seară și la Make Space, să vedem Make-ul lor. Și în rest, cam atât momentan. V-am luat un sandwich atâta de bun, cu brie, ham, roșii, nu știu ce mare, paita de foarte bun, espresso-ul de toate zilele. Radu și-a luat din ăsta. Și mă sună cineva și a plăcut așa mult sandwich-ul meu, așa m-a și el. Am mers cu metroul și am ajuns înapoi. Deja ne știm pe aici, nu mai trebuie să ne uităm. Dă-ne alea de să ieșim. Am ajuns unde? Am ajuns în, la Westminster, la podul Westminster, unde am fost și ieri. Și mergem spre feribot să vedem pe unde, cum îl luăm. Am venit la bărcute! Este ora 1:29, n-am făcut mult. Dar nu înțeleg la care încolo trebuie să pe aici. Da. La care trebuie să mergem noi mai exact, dar e un drum de 40 de minute cu feribot, așa frumos. Deci noi ne-am dus cu sightseeing, ieri cu bărcuțele de la sightseeing, city sightseeing. Aici scrie sightseeing B. Și-o luăm spre gate B. Aici e foarte ușor, că scrie, e frumos. Nu e ca la noi, că te uiți, nu scrie nicăieri, nu-ți dai seama, te pierzi în parcarea de la ușă, în efectiv. Că nu scrie nici acolo unde îți parcările, intrările. Aici, efectiv, trebuie să ai watch, să vezi și te descurci singur. Și n-ai văzut niciodată și te descurci. Deci, dacă să nu ne uităm pe această hartă foarte bine explicativă, noi acum suntem aici, la Westminster Bridge. Și cazarea noastră, ca să ne înțelegeți unde stăm noi, e aici. Cazarea noastră e aici. Pa, venim cu metrou, nu știu cum venim cu... Venim cu metrou până aici. Și noi acum mergem cu bărcuța. Ține la o mână de robot. Ține, mergem cu bărcuța de aici. Piu, până aici, la podul ăsta frumos, unde oricum noi astăzi am vrut să ajungem ca să facem poze. Uitați-vă cât de tare Uber Boat. Gen, poți să iei marca Uber. Tare. Un pic îmi pare rău că nu ne-am luat și noi ceva ghid din ăla, dar nu prea aveam cum să ne luăm ghid. Altă dată o să ne luăm și ghid, că acum sunt lângă noi un grup cu ghid foarte fain de explică și ascultăm și noi. Ne-a ajuns bărculina noastră aici. E foarte tare, nu v-am arătat cum vin cu ele. Ei vin cam pe la jumătatea râului. După aia, așa din aproape în aproape, dau și curul și fața și curul și fața până ajung aici, le leagă. Și asta îmi zicea Radu, că noi pe stativele astea pe care stăm de sunt, dacă râul crește, ele așa sunt concepute încât să se ridice toată cu râul, nu rămân gen să se scufunde. Ei coboară pe acolo și noi o urcăm după aia. Croissant. Hai. Haide.
Din nou am port din bine, deja nu mă pretenție pe partea aia. Aveai pe partea asta, ca să luăm de aici niște oameni. Și suntem fix lângă London Eye. Și Radu zicea că într-o capsulă din aia încap 30 de oameni. Eu nu știam că, adică, nu știu, probabil că o fi foarte mare, dar mi se pare că foarte mult, 30 de oameni. Dar și smart, de fapt, stai că eu mult la ele. Foarte tare. Dar noi nu o să mergem cu el, că se pare că durează prea mult, e tot învârtatul. Dar și nu, nu știu, nu, prefer să mergem altundeva. Acum asta sunt eu, da? Asta sunt. Și pe scroșul încă e cu noi. If you've got the return ticket to this area. And of course, standing there to the right, the obvious one, that is the London Eye. And the London Eye wasn't meant to be. So that boat over there, when it first came to the river, as a modern arts gallery, didn't make that much money in the first year. They changed it into the pub that you see today. And on day one of that transformation, they made more money than they did for the entire year that it was an art gallery. Just goes to show what kind of artists we have here in the land. Te declară soțuție și după aia pornește la loc. E foarte tare. Mai iubit lucru din Londra, acolo e Cleopatra, are peste 3.000 și ceva de peste 3.000 și ceva de peste 3.000 și ceva. Eu toată ziua mi-am dorit să facem video cu un taxi, dar nici cum nu puteam prinde pe stradă un taxi așa pe o străduță de-asta mai goală. Și în random am găsit un domn, cel mai simpatic domn posibil, i-a zis, vă dau 5 pounds, mă, să mă lăsați să-mi fac un video cu mașina. M-a lăsat domnul, toate bune. Și domnul nu să-mi ia bani, dar eu i-am dat, că a fost foarte simpatic, că să mă urc la șofer, să-mi fac acolo poză, o stat el în mașină ca și cum am conduce. Foarte drăguț, o să vă uitați la mine pe Instagram, e drăguț! Și am uitat să vă zic că acum mergem la Krispy Kreme, că eu nu plec fără să mănânc Krispy Kreme și Radu nu a mâncat niciodată și o să moară când mănânc pe Krispy Kreme. Am umblat din orsării sandalele, de fapt n-am umblat mult, dar ne-am tot întors pe aici, că nu mi-ar arăta bine mie pe hartă unde e Krispy Kreme. Am găsit inima și viața mea și acum mereu să ne luăm niște cocotici. Au! Am găsit un magazin cu chestii foarte faine și am vrut să-mi cumpăr multe chestii faine și Radu nu m-a lăsat. Bine, poate că erau prostii, dar eu v-am spus să le cumpăr. Bine, are dreptate Radu, nu trebuia să mi le cumpăr, că nu le folosea, dar erau faine. Dar am cumpărat, dar să le arăt. Am cumpărat. That's about it. Așa. Niște note-uri foarte faine, erau 3 for 1, vedeți, cu reducere, cu... 3 for 2. 3 for 2, așa. Ca să scriem pentru mănânci până crap, să avem așa întrebările scrise pe niște note-uri foarte cute. Stați că mă bate punga asta. Stai așa, Radu, că mă bate punga. Așa. Thanks, mate. Happiness journal. Că eu tot timpul uit să mă bucur de ce trebuie și așa în fiecare zi are 365 de zile de hârtii și în fiecare zi o să mă bucur de ceva. Și snack box, care are 4 cutiuțe înăuntru, mai mică, mai mică, mai mică, mai mică. Ca să facem că tot am vrut să ne apucăm de niște clipuri așa cu snack box-uri, din ce să vă puneți la pachet. Și din asta cu hârtiuțe pentru rețete. Foarte drăguț. Așa de da. Și acum mergem la Five Guys, că aparent este aici, la 300 de metri de noi. Și după aia mergem la un restaurant foarte tare, dacă le găsim și dacă avem loc. M-am schimbat. Mâncăm. Am luat un bacon milkshake, cajun fries, bacon cheeseburger. Ne pișam pe noi ce bună e. Abia aștept să mănânce Radu. A, tu n-ai mâncat încă niciodată? Deci Radu când gustă ăstea, moare. Am mers într-un cartier, că am crezut că nu mai ieșim niciodată din el. Mi-a fost frică de, n-am mai știut de capul nostru, am ajuns la magazinul ăsta, luăm ce apucăm și plecăm, dar ieșim mai repede, că nu-mi place. N-avem nici cea mai mică idee unde suntem, nu avem internet și am luat un autobuz random, care mi-a zis un tip că merge la train station să luăm trenul, că metrou nu este nicăieri pe aici și da, momentan nu știm unde mergem și ce facem, dar o să ajungem, ne ajută Dumnezeu, știți cum, cu norocul nostru o să coborăm fix unde trebuie, fix în fața metroului, ceva din aia, știți, o să venim cu update, norocul nostru ne-a adus că suntem în metrou perfect pentru casă, a trebuit să schimbăm, dar e perfect, deci am ajuns, coborâ Dumnezeu. Asta ne-a fost ultima tură cu metrou. Ultima dată când mergem la această stație de această tură, din această excursiune. Pe de ora? 20:30. Am ajuns toate bine, fără peripeții. Doamne, îți mulțumesc. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu și că efectiv două zile cât am fost aici n-am avut nicio peripeție urâtă. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că se puteau întâmpla suge de chestii.
Mergem să vedem la Subway și la Tesco și la Mac. Dacă găsim ceva nou ce nu este la noi, în afară de Tesco, la Subway și la Mac, să încercăm ceva și suntem acasă, ne punem bagaj, edităm, ne pregătim că trebuie să plecăm pe la vreo 2-3 dimineața deja și deja e 8 jumate, să și dormim puțin de el. Hi mates, avem la un bar de aici de lângă noi, specific, londonez. Ne uităm să ne luăm un gin sau ceva ca să ne simțim exact ca în Londra. Evident, e foarte drăguț aici și edităm puțin și după aceea mergem la culcare, că la 3 și un sfert, ceva de genul, deja noi să pornim mâine. Dar nu să încheiem aici în vlogul, puțin că v-ați stat la noi. Mâine deja noi plecăm spre casă, la noapte, peste câteva ore plecăm spre casă, ne vedem din Cluj, joi nu o să facem vlog, dar asta înseamnă că vineri o să aveți mănânci până crap la noi pe canal, cu invitata noastră specială, dar nu le spunem cine. Deci vineri să vă pregătiți, vă uitați la mănânci până crap episodul 2, între timp, dacă nu v-ați stat la primul episod, vă recomandăm să vă uitați la primul episod și să ne recomandați în comentarii pe Instagram sau unde vreți voi să-mi scrieți mie, că uite, chiar acum vă răspundeam pe Instagram la mesaje cu locuri unde să mai mergem să vizităm, ce să mai facem, că noi ne ducem și vă spunem cum este Londra, așa, per total, 10 din 10, nouă ne-a plăcut maxim. Am fost astăzi, ați văzut și în părți mai urâte, da, acolo nu este frumos, dar dacă veniți în locurile centrale și aveți grijă pe unde umblați, e super frumos, noi recomandăm, chiar recomandăm 10 din 10. Legat de biletele, am spus că au fost biletele? Aici nu știu dacă v-am spus, dacă vă căutați bilete, ar trebui să vă downloadați, descărcați aplicația Skyscanner sau Kiwi.com, că eu mi-am tot timpul bilete de pe Kiwi. Pe Skyscanner am găsit biletele, dar erau de pe site-ul Kiwi. Și să vă uitați la oferte oriunde găsiți, ne-am luat, al meu era 20 ceva, lui Radu 20 ceva, plus bagaj, am ajuns la 80 ceva, 900 de lei. Două persoane și un bagaj de la mare, dar dacă nu aveam atâta aparatură, puteam veni și fără bagajul mare, pentru că aveam fiecare câte 10 kg de adus. Un geamantan mic era mai mult decât destul pentru două zile. Așa, astea fiind spuse, v-am spus de unde vă luați bilete, lăsați-mi un comentariu sau scrieți-mi pe Instagram unde să mai mergem. Și apropo, mulțumesc tuturor celor care mi-ați scris legat de unde să mergem să mâncăm, ce să facem dacă suntem în Londra. Mulțumesc din suflet pentru recomandări, la unele am putut merge, la majoritatea nu, pentru că n-am apucat să citesc mesajele atât de repede până să le văd, dar data viitoare, pentru că va fi o data viitoare, că ne-a plăcut foarte mult, o să mi-a făcut screen și atunci și o să venim și o să venim unde i-a zis voi. Așa, cred că astea sunt toate. Ce să mai zicem, Radu? Ce ți-a plăcut? Da. Ce lui Radu i-a plăcut? Deci ne vedem vineri cu mănânci până crap și efectiv cu vlog. Ne vedem, cred, sâmbătă. Da, sâmbătă ne vedem cu un nou de vlog. Vă pupăm, vă îmbrățișăm, nu uitați să dați follow pe Andrei Acorb, Stanky.ro, Radu Hirdea și ce mai vreți voi. Cum era? Meow? Meow. Nu, era așa mai londonez. Meow? Meow.